cât la mine. Da. Dacă camera și a ta mâine nu se stânge, mă vezi? Nu te ajută. Cum ai stâng camera? Că se pornește automat când pornești motorul. Și n-ai înțeles. Ascult. Eu știu ce vrei să faci. Voi sunteți un fel de dalbaioși, care mâinea și tot Facebook-ul și tot internet. Ascult, se automat când pornești motorul, ce să-i faci? Dar ce-ai îndreptat-o în mașină? Dar cum să nu îndrept? Mi-am pus... Băi, dacă o spornești automat, ce-ai îndreptat-o? Mi-am pus, vezi, ca să văd cum să ajung acasă. Ia uite, adresa. Pe unde s-o eu? Și a înveți și casă încă-i? Dar ce să fac? Să trăiesc în drum sau în mașină? Dar și fii de deputat poți și tu, băi, că de la înveți casă. Bun, ai găsit scoate, întrebare. Scoate, uite, uite la mine. Da. Aici sunt mulți. Nu, te rog, nu te atingi. Camera mea, băi, omul. Dar scoate, scoate să mă ating, eu scoate tu. Hai, nu. Scoate, uite la mine, scoate, băi. Fii serios. În primul rând, tu te-ai parcat pe gazonul meu. Nu e adevărat, aici e drum public. Eu am un metru de la casă. Da. Tu te-ai parcat în metru și ăla. E drum public. Băi, un metru, te-ai parcat, te-ai uite, ai un metru, deci... Scuze, da. Altă dată nu o să mă parchez. Du. Noroc. Și tată rău aveți, Doamne, și te rău. După o zi minunată cu număr record de semnături la Băcioi, trebuie să dau peste aghezmuietul ăsta, căci că i-am parcat lângă casa lui, pe gazonul lui, pe drumul public. Vai de capul la mine!